Academia de Științe Agricole și Silvice din Capitală a avut loc o reuniune a tuturor academiilor agricole din Europa. Ce s-a vorbit acolo, ce s-a pus la cale pentru viitorul nostru, aflați de la noi. E vremea când se face vinul. Pentru cei care îl iubesc, dar nu știu viei ce să-i facă, avem câteva informații utile dintr-o mare podgorie de la noi, domeniile Ostrov. Și încă un subiect deosebit de interesant, pe care o să-l vedeți mai des în emisiunile noastre, tinerii și agricultura. Cine duce agricultura României mai departe? Ei, ce ziceți? Vă sună bine? Ia hai să începem! De curând am aflat o veste pe care abia aștept să o împărtășesc cu dumneavoastră. Cercetarea agricolă românească, în care vă rog să aveți mai multă încredere pe viitor, a găsit o cale prin care puteți evita efectele păgubitoare ale secetei atmosferice, mai ales la cultura de porumb și nu numai. După mai bine de 13 ani de testări, s-a găsit o soluție pentru a cultiva porumb în continuare în România. Da, de regulă noi facem testări cu tot ce există hibrizi de porumb pe piața românească, cu toate firmele producătoare de sămânță. Am avut ziua porumbului, acolo am avut 54 de hibrizi de porumb, în care fermierul a putut să vină să tragă niște concluzii în condițiile climatice ale acestui an. În care, scuzați-mă, porumbul a fost în suferință. Porumbul a fost în suferință și dacă e o informație din zona noastră, din zona de influență a stațiunii, chiar sub pivot au avut probleme. La irigat a avut probleme destul de serioase în realizarea producției. Incredibil. Pentru că nu totdeauna seceta pedologică trebuie stăpânită. Iată o problemă de când cu schimbările climatice, seceta atmosferică. Oamenii sunt destul de afectați pentru că au avut toate condițiile, nu i-a ajutat genetica. Deci aici putea să vină anul ăsta și să vadă la fața locului, mai mult de atât suntem foarte aproape aici de drumul de acces. Tot câmpul nostru experimental este etichetat de când l-a semănat și până la recoltare. Poate să vină să vadă, nu trebuie să ne caute pe noi, să vină în câmp, să vadă și să-și tragă o concluzie personală. Numai o clipă. Și vă invităm și pe dumneavoastră, cei care ne priviți acum, să veniți până la sfârșitul lunii noiembrie, să vedeți cu ochii dumneavoastră dacă nu o să ne credeți pe noi. Continuați, vă rog. Noi am înființat anul acesta un lot demo de culturi succesive. Aici ne aflăm într-un câmp, 20 de hibrizi de porumb. Am făcut apel la vremea respectivă să vină cât mai multe firme și să-ți prezinte materialul genetic și de aici să alegem ce ar fi mai bun pentru cultura succesivă. Asta vrem să arătăm la fermier. Noi nu facem nicio reclamă niciunei firme. Fermierul și cei interesați să vină să vadă, să-și aleagă, după cum observați, totul este etichetat și să ia în considerare că acolo unde există condiții de irigare ar fi păcat să pierzi un an fără să realizezi așa ceva. Numai o secundă. După ce alte culturi ați semănat porumbul aici? Deci aici e semănat după grâu, dar nu contează că e rapiță, or sau grâu. O cultură care eliberează terenul de vreme. Cât mai devreme e posibil. Da. Noi am semănat pe sfârșitul lunii iunie. La sfârșitul lunii iunie. Arată așa de frumos, de nu sunt hibrizi, de fapt facem niște analize și de umiditate, noi urmărim săptămânal pierderea apei din bob, pe tot ce vedeți aici, pe toți hibrizii, luați în studiu. Sigur, cum vă spuneam, trebuia să fie mai mult, trebuia să fie 50 de hibrizi. Nu contează grupa de precocitate. Noi vrem să vedem care este comportamentul și cum se poate obține o a doua producție de porumb excelentă. Vă spun, eu am rămas uimit de ceea ce am realizat aici, ca și cultură succesivă.
De fapt, sunt câțiva ani de zile de când tot facem o propagandă privind cultura succesivă. Am prezentat și la niște mese rotunde care le-am avut cu Academia de Științe Agricole și Silvice și am zis, hai să punem în practică. Hai să facem ceva de unde se poate trage o concluzie și fermierul să fie, să vină să vadă și să nu mai treacă la anul fără să realizeze așa ceva. Da. Eu îmi doresc să vină să vadă. De fapt, aduc câte unul, câte unul, eu îi aduc și să vadă. Cei rămân, din zonă, sigur. Rămân uimiți. Zice, bă, nu se poate așa ceva. Am avut hibrizi. Eu nu vreau să dau nume acum, că nu e bine, dar asta trebuia să vadă fermierul. Pentru mine este clară. Există o genetică neuniformă în Bărăgan. Asta putea să vină fermierul și să o vadă aici. Am avut 3 hibrizi care s-au uscat de sus în jos. Seceta atmosferică. Seceta atmosferică, deci cea pedologică de jos în sus. Cea pedologică se usucă de la bază spre vârf. Ei, 3 hibrizi s-au uscat pe seceta atmosferică și asta trebuia să o vadă fermierul. Menirea noastră ca stațiune asta este, să punem la dispoziție informația. Este gratuită, nu costă nimic, numai să vină să vadă, să ia exemplu, nu trebuie să ne laude, nu trebuie să vadă, să treacă când nici nu suntem aici. Să vină să vadă, să tragă o concluzie și să-și aplice tehnologia în cultură. Părerea mea este că și producerea de sămânță ar trebui mutată de la data normală pe care o practicam de atâta amar de vreme și să ne ducem undeva spre cultura succesivă. Am promisiuni de la colegii de la Turda că o să iau spre testare un hibrid, iau liniile de la ei și o să mergem pe cultura succesivă cu producerea de sămânță. Condiția este ca la sfârșit să avem un uscător, unde să-l aducem la stas și să-i facem analize de puritate, germinație și ce-i trebuie la sămânță. Acum, iertați-mă, o observație de ziarist. Uitați, ștuletele ăsta de aici și ăștia de aici au încă umiditatea cam mare, nu? E adevărat. Deci aici nu, încă nu am ales un anumit hibrid. Am pus din toate grupele de precocitate, tocmai în asta constă studiul pe care îl facem. Deci de aici facem, cum vă spuneam, săptămânal analize de umiditate. Chiar avem un grafic în care întocmim cum pierd apa unii hibrizi. Unii sunt recomandați, domnule, pune-l pe ăsta că știi cum pierde apa imediat. Domnule, acum noi îl vedem la fața locului, să nu mai vină cel care mi-l recomandă, așa, și fermierul poate să vină să-l vadă. Cum pierde apa? Nu trebuie să... Dom'le, dacă îl pui pe ăsta, pierde apa imediat. Nici n-ai timp să faci, că imediat. Sunt băieții care se bucă cu livrarea de input-uri și... Da, da, da. Așa. Veniți că imediat, așa. Asta e și o atenționare la ce cumpără fermierii. Tocmai. Că reclama e sufletul comerțului, nu? El n-are nicio vină. Vină e cel care cumpără, sigur că da. Că e neinformat și merge pe mâna altuia în loc să vină să vadă. Da. Avem hibrizi care se apropie, cred că la vremea asta, din analizele care le-am făcut, a ajuns cam la 28 umiditate, unii hibrizi. Da. Chiar sub 28, o să vedeți hibridul 165 de la Turda, Turda 165, e de o altă grupă de precocitate, dar se pretează foarte bine în condițiile de îmbărăgan și se poate merge 100% pe el. Deci asta ce am văzut la o primă informare. Noi continuăm cercetările și suntem în data de 16 octombrie. Deci cu certitudine, dacă timpul nu se schimbă, mai durează o lună până în noiembrie. Pe sfârșitul lui noiembrie nu e nicio problemă dacă intrăm la recoltat. Brumele alea care vin? Brumele care vin. Am făcut un studiu climatologic. Deci de 13 ani, cel puțin, nu a mai căzut brumă în Bărăgan. Asta e din cauza încălzirii globale? Datorită schimbărilor climatice, să numim, că probabil o să fie și reversul. Adică, și nu se poate recomanda 100%, mergeți așa, că s-ar putea să fie un accident.
Dar dacă acum ar veni o brumă, ar fi benefică. Nu se poate. O brumă ar fi benefică, deci mi-ar usca, deci el e în declin, porumbul, din punct de vedere al evoluției vegetative. Da. Acum mi-ar trebui undă. Noi chiar încercăm, aici avem o încercare de un desicant și un erbicid total. Vrem să încercăm, am făcut un experiment pe două rânduri, așa pentru știința noastră, că s-ar putea să fie o treabă bună și din punctul ăsta de vedere. Adică la faza asta de vegetație să întrerupem tot, că dacă acest porumb se realizează, este de nota 10. Și vă spun, ăsta care e, nu-i unul tocmai fățos, sunt hibrizi de excepțională valoare. Ceva de, uitați, și aia sticloși și... deci eu abia aștept să vină anul viitor. E o provocare pentru mine extraordinară să pot să înființez după grâu, rapiță și orz, atât cât mă duce buzunarul aici la stațiune la Mărculești. Deci eu trebuie să fiu primul care implementez și care voi realiza două culturi pe an. Pe cine interesează să facă două culturi pe an, de porumb, floarea soarelui, soia, fasole, etc., vă rugăm să-i căutați pe specialiștii de la Stațiunea de Cercetări Agricole Mărculești să vă dea toate detaliile. În ce ne privește, vom fi prezenți și la recoltarea porumbului în cultură succesivă, unde se preconizează o producție medie de 10 tone pe hectar. Ce ziceți de asta? Vă surâde?